Meciul cu Craiova este un meci foarte important. Întâlnim o echipă, nu știu dacă o echipă bună, că pentru moment au probleme. Și mi se par lucruri normale din moment ce au schimbat antrenorul. Ce pot să spun că au jucători așa, care au calitate și individual pot să facă diferența de la mijloc în sus. Sunt jucători care și în ultimele meciuri ei au decis soarta jocurilor. Aștept un meci greu, plus atmosfera care e acolo. Noi suntem pregătiți. O echipă care revine de la 0-1 la 4-1 are moral, cred că, credere. Da, plus că au câștigat acasă, greu cu cei de la Sibiu. Și aici și-au revenit după ce Iașu a rămas în 10 oameni. Până atunci echipa care a jucat și și-a creat ocazia a fost Iașu. V-am zis, plus acasă când joacă, atmosfera, eu am fost antrenor acolo, știu ce înseamnă, vor fi împinși de public de la spate și au jucători în față, care Mitriță, Ivan, Bairam, Marcovici, care... Plus jucătorul nou, mijlocaj, nu știm dacă va juca sau nu va juca. Curtici. Da. Au jucători buni, au un lot bun. Plus sunt mult mai omogeni decât noi. Acum avem și noi o perioadă cu meciuri adevărate, grele, cu echipe care au fost în play-off. Unele dintre ele joacă în Conference League. Vorba de Sepsi, Steaua și Farul, avem o să vină o perioadă grea. Știți? Dar eu am încredere și chiar îmi place de fel cum s-au antrenat jucătorii aceste 10 zile care le-am avut la dispoziție. Nu am niciun accidentat și asta e un lucru foarte bun și tot a zis de pregătire fizică și de preparatori și mulți că n-au experiență, dar asta se datorează și lor. De mult noi n-am mai avut așa, ca tot lotul să fie la dispoziție. Bine, acum.